Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ceva foarte bizar și îngrijorător se întâmplă în Parlament cu proiectele de modificare a codurilor penale. Nu e prima dată, de altfel. Mereu când parlamentarii ajung la partea cu precizarea mai clară a infracțiunilor de corupție, lucrurile se tulbură. Și iese scandal. Și se întâmplă șoboleneli, ca să mă exprim politicos. Știți deja de întreaga controversă privind pragul pentru abuzul în serviciu, plus o discuție despre niște sintagme introduse în lege care fac mult mai dificilă probarea infracțiunii. Deci cu știință, vătămare deosebit de gravă, lucruri de genul ăsta, foarte subiective, așa. Au fost mai multe formulări, toate dubioase, până ce ieri, din senin, la doar câteva zeci de minute după ce votaseră, parlamentarii puterii și-au retras toate amendamentele. S-au dat niște telefoane. Tot ieri, parlamentarii PSD au încercat să anuleze posibilitatea ca în procesele de corupție să fie folosite interceptări. Nice. Posibilitatea apărută în acest nou proiect de modificare a codului penal, venit de la Ministerul Justiției. De la păi ce să folosească? Nu știu, este ceva... Jur pe roșu sau ce? Da. Jurnalistul Liviu Avram, de la Cotidianul Adevărul, specializat pe probleme juridice, este la telefon. Bună dimineața, Liviu! Bună dimineața! Ajută-ne, te rog, să înțelegem ce se întâmplă cu aceste legi. De ce această inflamare bruscă? Și de ce ezitările astea? Ba adoptă modificări, ba renunță la ele. Ce se întâmplă? Aș vrea să vă ajut, dar nu pot. este cea mai stranie situație pe care s-a întâmplat vreodată în Parlamentul României, în Comisia Juridică, și anume că doamna Laura Vicol, președinta acestei comisii, să fie întoarsă cu 180 de grade de la deciziile cu care intrase în ședință, și anume pragul la abuzul în serviciu, acele prevederi dubioase de care vorbeați și voi, și așa mai departe. Coaliția părea decisă să meargă înainte, comiseseră deja o prostie la Senat, se pregăteau să o comită și la Camera Deputaților, și ca din senin, după o scurtă ieșire din ședința doamnei Vicol, ale cărei antecedente în materie penală sunt foarte cunoscute, să se întoarcă și să impună, practic, o decizie pe care a primit-o în plic. Cred că a fost vorba de niște presiuni foarte puternice la adresa domniei sale, nu știu dacă din țară sau din afară, dar este important că s-a revenit la formula propusă de Ministrul Justiției cu o singură rezervă. Nu știm ce se va întâmpla la Curtea Constituțională, pentru că aparent soluția ieșită ieri din Comisia Juridică contrazice niște decizii ale Curții Constituționale și cele cu privire la prag, pentru că a dispărut orice prag de prejudiciu, că oricum era o prostie comisă de CCR de mai demult, și cea privind implicarea, folosirea interceptărilor serviciilor secrete în procesul penal. Da, să vorbim o clipă despre asta. Da. Nu fuseseră deja excluse de Curtea Constituțională? Și nu au scăpat niște inculpați de procese în acest fel? Câtă vreme nu s-a venit cu o nouă reglementare, acea prevedere veche a fost pur și simplu ștersă din legislația activă prin decizia Curții Constituționale. Acum, CCR la vremea respectivă a lăsat un fel de portiță în așa fel încât aceste interceptări se poată fi folosite în continuare. Și anume ca legiuitorul să ofere capacitatea ca ele să fie contestate, la fel ca orice altă probă culeasă de către procuror. Da. Și probabil că aceasta este varianta pe care merge Ministerul Justiției, să poată fi folosite acele interceptări din mandatele de siguranță națională, dar în același timp inculpații, suspecții să le poată contesta, să poată apela la cara contestării probelor în egală măsură cum o fac cu probele culese direct de către polițiști sau de procurori. E foarte interesant că în Comisia Juridică ieri parlamentarii PSD au votat pentru eliminarea acestei prevederi. Deci, practic, nu ar mai fi existat posibilitatea de a proba infracțiuni de corupție prin interceptări. Da, deci, în timp ce parlamentarii liberali s-au abținut. Cred că aici putem vedea cât de sinceri sunt domnii pe care i-am trimis în Parlament
și diferența între ceea ce spun public și ceea ce gândesc ei cu adevărat. Din fericire, aseară s-a întâmplat cumva în sens invers, adică cineva, nu știm cine, a reușit să întoarcă gândurile intime ale domnilor parlamentari către ceea ce, să zic așa, ne convine și nouă. Convine și victimilor infracțiunilor, pentru că prea mult s-a legiferat în țara asta în favoarea mai degrabă a infractorilor decât a victimelor. Cu experiența ta jurnalistică și de viață, Liviu, crezi că se termină aici? Nu știu, mă tem de decizia Curții Constituționale. Nu știu dacă acolo s-a ieșit de sub zodia nefericitului tandem Dorneanu-Daniel Morar, care au stat la baza unor decizii absolut scandaloase, bazându-se pe frustrări profesionale sau personale. Cei doi au părăsit Curtea Constituțională, acum avem o altă componență, un alt președinte, cel puțin declarativ. Noul președinte pare să vrea altceva, dar încă n-au apărut încă decizii care să ne și confirme că are loc o schimbare de direcție în sfârșit și la Curtea Constituțională. Bun. Rămâne de văzut. Președintele Curții Constituționale, dacă nu știți sau dacă ați uitat, este Marian Enache acum. Este un vechi, mă rog, e jurist de formație, dar vechi politician, a fost parlamentar în numeroase rânduri, ambasador, adică este foarte bine conectat la mediul politic din România. Mulțumesc foarte mult, Liviu Avram. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.